Anca, cum au murit cei 12 apostoli al lui Isus? Da. Andrei a fost crucificat pe o cruce în formă de X. În Grecia. 2. Și din această cauză, zice cuvântul, că aceasta este adesea numită crucea Sfântului Andrei. Petru, a fost crucificat cu capul în jos la Roma. Dacă ai citit la Doi da, împăratul Nero, bine, prin anul 64-68, dacă ai citit, deoarece acolo s-a considerat nedemn să fie crucificat în același mod, atenție, ca și Isus. Iacob, cel mare, zice cuvântul că el a fost primul apostol martirizat executat prin tăierea capului la ordinea regiului I Irod. Așa, cine mai lui? Filip, da, a murit ca martir și a fost crucificat sau ucis cu pietre. Ioan, așa, dacă știți, dacă ați citit, a murit de moarte naturală, la o vârstă sigur înaintată, în Efes, acolo, în jurul anului 100. Așa, Continuăm. Bartolomeu, din câte știu, și 100% știu, bla blau a murit că a fost, atenție, tăiat. A fost flăiat, adică tăiat de viu. Și apoi, sigur, crucificat în Armenia. Continuăm. Toma, atenție, a fost înjunghiat, da, cu o lance în India, în timpul unuia dintre călătoriile sale misionare. Matei, a murit ca martir, posibil, da, prin tăierea cu sabia în Etiopia, acolo lângă Persia. Da, Iacob cel drept, da? El a fost aruncat de pe acoperișul templului din Ierusalim și a fost lovit cu pietre până la moarte. Da, Tadeu, știți pe Tadeu, cunoscut ca și așa, Iuda lui Iacob i-a fost martirizat în Persia. Știți, da? Fie prin tăierea capului sau prin